Nu, nu, astâmpără-te. Vrei să-ți recunoască vocea? Sigur, Olga, domnul Dragnea are drept. Nu, fetelor, e mai prudent să vorbesc eu. Haide-mă să cer mai întâi consiliul de miniștri. Dar de ce? Hai să vedem dacă tata mai e acolo. Aurel, Aurel, dă-mi rogata de telefon. Da, imediat. Poftim. Ce fericit sunteți voi doi, v-ați logodit. Logodește-te și tu, să fii și tu fericită. Tata nu e ministru. Bine, dar tatăl tău e senator. Și ce folos? Adevărat, nimic n-avem de pe urma senatorilor. O singură dată i-am găsit în buzunar o bilă neagră. Mi-a spus că în loc să o bage în urnă, din greșeală a băgat-o în buzunar. Și ce-ai făcut cu ea? Ce-ai făcut? I-am spus să mai mi-aducă una ca să-mi fac nasturi la jacheta. Cine știe ce lege o fi căzut din pricina jachetei tale. Domnișoare, da. A venit dactilografa. Vrei să intre? Poftiți, domnișoară. Da, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Nu știu, domnul ministru se odihnește? Tata nu s-a întors încă de la Consiliul de Ministri. Probabil că se discută o chestiune foarte importantă. Da, probabil. Știți, de câte ori tata vine târziu acasă, se discută o chestiune foarte importantă. Uite așa o minte pe mama de un an de când e ministru. Vai, se poate să vorbiți așa, domnișoară? Uite, vreți să vă convingeți? Da, imediat. Da. Dă-mi, te rog, telefon. Așa. Da. Uite, de câte ori spune că e consiliu, eu întreb la președinție și regulat găsesc acolo pe omul de serviciu care mătură. Fiți atenți. Da. Ia să vedem. Așa. Ia. Da. Alo? Alo? Consiliul de Ministri? Ce faci, Moș Ioane? Da. Ai măturat bine? Cum sunt obraznică? Cum? Ce? Copii, era primul ministru la telefon. Vedeți, domnișoară, dacă... Bietul tata! Azi adevărat că a avut consiliu! Să bine, copii, voi n-au zis că sună telefonul, de ce nu răspundeți? Ia loc, generale! Alo? Alo, cine? Stai, tăcesc că n-aud bine. Stai, dă-mi, te rog, o țigară. Aladule, tu ești. Bine, bine, vă așteptăm. Să știi că e și generalul Urzescu la noi, da, cu Viorica. Da. Te sărut, te așteptăm. Olga, da. Olga, sună, te rog, feciorul. Da. Ia-l, doamne, generale, da, pregătește masa. Vine conașul? Ți-am spus să nu mai zici conașul. Domnul ministru. Așa, vezi, bine, hai, du-te acum. Viorica, Aurel. Hai să trecem la noi. Da. Bă, generale, servitorii ăștia sunt de nesuportat. I-am spus doar că Andrei nu e conașul, e domnul ministru. Mie îmi spui, să vezi, aveam o ordonanță când eram colonel. Da. Și tot domnul colonel îmi spunea bou și că m-a făcut general. E ca să-l obișnuiesc, de câte ori vorbesc cu el, îi spun, a venit domnul ministru, a ieșit domnul ministru, a după apucii domnului ministru. A, până s-o învăța. Da. Ordonanța mea. E, ca să nu mai pierdem vremea, da, generale, uite ce vreau să-ți spun. Da. Dumneata, ai o fată pe Viorica. O, da. Eu am un băiat pe Radu. Ce ai zice dacă ne-am încuscrit? Da, sigur că... A, domnișoară, te rog, fii drăguță, treci dincolo în birou domnului ministru. Da, imediat. Nu știu, nu ne mai înțelegem deloc. E? Ce zici de ideea mea? Ești de acord, generale? Ca idee. Ah, da. Hmm? Păi mai ca pe vorbă. Bravo. Dar să-i întrebăm și pe ei. Oh, Radu nu iese din cuvântul meu, doamne. Viorica iese mereu și tare mi-e frică să nu... Lasă, când te-ai mărita o se schimbă. Scap și dumneata de o grijă. Băiatul e sprijin, dar fata e o povară. Păi da, ele și mărită pe fete repede. Da, așa e. Ca povara noastră s-o trecem altora. Să știi, generale, țin mult să-mi căsătoresc copiii cât suntem la putere, pentru că nu știm cât om sta de când cu opoziția unită. De altfel, dumneata, ca senator, trebuie să fii la curent, nu? Nu sunt deloc. Nu spune nimeni nimic. Eu sunt soldat disciplinat. Mi se spune, generale, ne retragem, mă retrag. Mergem înainte, merg. Vă să zic că ne-am înțeles, da? Cu copii? Păi ce, mai cap pe bărtă? Hai să trecem dincolo ca să vină tactilografa înapoi. Da, adevărat că facem un zgomot acasă. Oh, cum omoară nervi! Să vină, doamnă, vină, ordonanța mea. Domnișoară, ia mașina și vină înapoi. Da, doamnă. Să mergem, să mergem. Ordonanța mea, doamnă, vină. Poftiți, domnule, dar conașul ăsta, domnul ministru, nu s-a întors încă. Nu e decât Conița. Bine, spune-i Coniței că a sosit domnul Sergiu Dobrin, fratele dumneavoastră. Da, domnule. Domnișoara,
Sunt dactilografa de la minister, detașată să lucrez acasă la domnul ministru. Sunt de o lună în țară. M-am dus din la mine la moșie. Am găsit o cavai de lume. Vai, și să nu ne vestești că ai sosit. Probabil că știi, Andrei e ministru agriculturii. Și tu? Oh, nu mai știu unde mi-e capul. Vai, ce obositor e să fii nevastă de ministru. Receții din euro, societăți de binefacere. Da, cred. Dar să știi că am renunțat la toate ca să mă ocup numai de una. Sunt președinta societății orfanilor de război, picătura de lapte. De ce ai societate? Credeam că e lăptărie. A, nu, e o societate de binefacere. Dar tu ce ai mai făcut? După ce m-am plimbat 8 luni prin străinătate, așa, m-am întors. Am găsit la moșie multă, foarte multă dezordine. De aia nici nu mai plec. Deși n-am nicio nevoie, totuși așa, pentru binele județului, vreau să-l rog pe Andrei să vorbească cu cine trebuie, să mi se dea prefectura de Muscel care va cânta. Oh, dar fără îndoială că o vei avea. Ești atât de sigură? Păi, dar Andrei nu e ministru, are trecere. Domnișoară, vai, te rog să treci dincolo, că e imposibil să ne înțelegem. Da, așa, Sergile. Da, pare să fie o fată cum se cade dactilografa asta lui Andrei. Da, n-a avut noroc, sărac. A zăpăcit-o un mizerabil care i-a promis că o ia de nevastă și pe urmă a lăsat-o cu un copil. Să știi că țin foarte mult la ea. Am impresia că mizerabilul care a înșelat-o e unul din prietenii lui Radu. Da, frumoși prieteni. Pe Radu, știi ce inimă bună are? El acum e șeful de cabinet al lui taică-sul. Și Olga ce face? Am logodit-o acum o săptămână. Nu spune. Da, se mărită cu un băiat foarte de treabă. Și pe Radu vreau să-l însor cu fata generalului Urzescu, senator de Dorohoi. O să-i vezi pe toți, Sergiule, da? Tocmai i-am la dejun. Stai să-i chem. Olga, a venit unchiul Sergiu. Hai, veniți cu toții, unchiul Sergiu. Da, ce mare, ce mare te-ai făcut, Olguța. Uite, să-ți prezint pe logodnicul meu, Aurel Dragnea. Încântat, Dragnea. Așa, domnișoara Viorica Urzescu și domnul general Urzescu, senator. Senator de Dorohoi. Fratele meu, Sergiu Dobrin. Îmi pare bine, domnule general. Auziți? A sosit ministru. Vine con... Cum ai spus? Domnul ministru. Așa. Bună ziua la toată lumea. Andrei, uite cine a venit. Sergiule, tu nu se poate, credeam că ai murit. Uite, bine ai venit. Ia uite cum s-a schimbat Radu. Bine, Sergiule, de aproape un an să nu dai niciun semn de viață. Știi că sunt ministru? Da, cum să nu? Ți-am și telegrafiat și drept răspuns am primit o carte de vizită cu MPF. Adică mulțumiri pentru felicitări. Da, mi-am închipuit, dar mă așteptam la mai mult. A, se vede că s-a amestecat în grămadă. Am răspuns la toți odată. Dar nu face nimic, lasă că se repară. Păi, tocmai pentru reparație am venit. Andrei, Sergiu a aflat că e vacantă prefectura de Muscel și a venit ca să-l numiți pe el. A, la Muscel? S-a nimerit foarte bine. Din pricina certurilor de acolo ne-am hotărât să numim un străin de localitate și a rămas să recomandăm pe cineva. E bine, bravo, s-a făcut. Ți-am spus eu, s-a făcut. Da, tu, Sergiule, vii de pe drum, ce-o fi foame. Hai că n-am mâncat nici eu și mi-o foame de lup. Generale, un pahar cu vin, ce zici? Copii, o prăjitură. Bine că tot n-am mâncat. Haide, numai să-mi las mapa în birou. Haide. Nu, am spus de atâtea ori că nu vreau să lucrez în biroul meu. De Andrei, eu i-am spus să treacă în birou că făcea prea mult zgomot. Bine, da, acum fii bună și treci din coace. Așa, ia să vedem cât ai scris. Vai de mine, domnișoară, numai atât? Domnule ministru, să vă spun, știți, mai mult m-am plimbat dintr-o cameră într-alta de... Ce de greșeli! Ia uite aici, tăgăduit în loc de făgăduit. Compot în loc de complot. Club în loc de plug. Cred că de data asta opoziția e sărutată în loc de săturată. Ce e asta, domnișoară? Ia uite, e piatra în primejdie în loc de patria în primejdie. Noi ne ferim să facem prea multă varză în loc de zarvă. Căci mai totdeauna partidele noastre politice au avut o javră în loc de vraje. Nu, asta e prea de tot. Lasă, papa, am să dictez eu ca să meargă mai repede și mai corect. Duceți-vă la masă. Eu am mâncat la capșa în timpul consiliului. Așa, unde ai rămas? La, e pentru prima oară? Da. Când se întâmplă în țara noastră, virgulă, ca opoziția... Doamna Angelini vrea să vorbească cu domnul ăsta, conașul, ăsta, ministru. Să poftească. Poftiți, doamne.
Mi se pare că vă deranjez. Da, deloc. Dictam, domnișoare, o lucrare a tatei. Dar mă iertați un moment să o anunț pe mama. Vreau să vorbesc cu ministrul, dar nu vreau să-l deranjez. Îl chem numai decât. Mulțumesc. Ce-ți face băiețelul, domnișoară? Mulțumesc, doamnă, e bine. Cât are acum? A, merge pe 8 luni. 8 luni, să străiască. Mulțumesc. Domnișițele Coniță, iartă-mă că te-am făcut să știți. Iartă-mă pe mine, dar am rugat să nu te deranjeze. Papa, nu trecem în birou să lucrăm, chiar, dai voie? Da, bine, pentru o singură dată vă dau voie. Lasă-mă pe mine, domnișoară, duc eu mașina. Mulțumesc, domnule Radu. Când te gândești că sunt oameni care spun ce fericit trebuie să fiu ministru. Și noi e? Când vii tu la el, firește că e fericit. Stâmpără-te, nevastă ta știe că sunt aici și poate să intre într-un moment într-un. Închipeți că mi-a căzut pe cap și cumnatul meu, fratele Didine. Dobrin? Parcă nici nu vă vedea. S-a manifestat totdeauna față de tine un dispreț de care te plângeai adesea. Da, de când sunt ministru, toată lumea și-a schimbat disprețul în lingușire, nu știu. Și Dobrin ce vrea? Păi ce să vrea? Să-l numim prefect. Tocmai pentru asta venisem și eu. Prefectura de Mușcele vacantă. Și mă rugase Alexandrina Mavrea pentru fratele ei, La Mușcele ai spus? Da, la Mușcele. Dar nu depinde de mine, dragă. Știu, dar ai destulă trecere ca să-l poți numi. Zoe, ce nu fac eu pentru tine? Vă să zic că pot conta pe numirea lui Voina? Contează, scumpă, contează. Te rog să mă iert, dar tocmai pleca generalul Urzescu cu Viorica. Dar voi nu vă cunoașteți, nu, așa? Nu. Fratele meu, Sergiu Dobrin, doamna Angelini, o prietena noastră, da, membru în comitetul picăturii de lapte. Sunt încântată că vă cunosc, am auzit foarte multe vorbindu-se despre dumneavoastră. Depinde cum. Sunt oameni despre care se vorbește mult și alții despre care se vorbesc multe. Nu s-a schimbat de pe mucalit, a fost întotdeauna. Trebuie să vă pară bine, aduce o notă veselă în casă. Așa e. Și acum pe mine vă rog să mă iertați, trebuie să plec. Te sărut, draga mea. La revedere, domnule ministru. Sărut mâna, doamnă. La revedere, domnule Dobrin. Încotro, dacă nu sunt indiscret. Nu ești prea curios? Spune-mi, te-mi cu ceva nou? Nu mai mă duc la probă și te acolo acasă, dragă. Am o prietenă și foarte drăguță femeie. Foarte drăguță, foarte drăguță. Da, da, suntem cu toții de aceeași părere, așa că nu e nevoie să mai insistăm. Am plecat și eu, tu nu mergi, Andrei? Ba da, am să mă duc puțin la cameră. Ba, ai să mergi cu mine la Ministerul de Interne. Pentru? Cum pentru? Pentru numirea mea ca prefect de Mușcel. Oh, dragă Sergiule, să vezi, o să fie foarte greu. Ministrul de Interne are de gând să numească pe altcineva, ce? Andrei, dar când ai vorbit tu cu ministrul de Interne? Adineauri la telefon. Și? Stai că mi-a spus și pe cine vrea să numească. Cine? Cum dracu îi zice, frate? Un nume care se termină cu Iescu, a, Voinea. Voinea, fratele Alexandrinei Mavrea, prietena doamnei Angelini. Da? Nu știam, probabil că el. Da, probabil, probabil, dar tu care ai atâta trecere. Da, de unde, n-am nicio trecere, am numai prestigiu. Radule, eu am plecat. Vezi și termine până de seară. Cheamă pe domnișoara să scrie aici. La revedere, Didino. Haide, domnule ministru, haide, te sărut să-mi iară. La revedere, Sergiu. Radule, mai aveți mult de scris? Câteva pagini, domnule. Radule, știi că mi-am pus în gând să te însor. Foarte bună idee. Dar de ce nu măriți mai bine pe domnișoara Gina? Ah, m-am gândit și la domnișoara Gina. Da. Probabil că la picătura de lapte inaugurați o secție de agenție matrimonială. Ei, nu, vorbesc foarte serios, m-am gândit și la dumnea ei. La mine, doamne? Da, știi la cine m-am gândit, Radule? Ia să vedem. La Savini. Ah, admirat. Da, e un protejat al ministrului, băiat foarte bun pe care l-am ajutat să facă școala de meserii și acum era calea ferată. El nu o să ia în seamă trecutul, o să recunoască copilul și o să facă un rost în viață, domnișoară. Mulțumesc, doamnă, dar nu vreau să mă mărit. De ce nu vrei să te măriți, domnișoară? De ce nu vrei să te însori, domnule? Pentru că mi-e frică. A te însura înseamnă să-ți înjumătățești viața și să-ți dublezi cheltuielile. Oh. Frumoasă conte. Lasă, domnișoară, o să mai vorbim noi când nu o fi el de față. Hai, deocamdată, vedeți-vă de treabă. Da. Așa, unde am rămas? La adversari. Da, așa, adversari, da. Care în dorința de a-l răsturna nu se sfiesc. Unde te duci, mamă? Mă duc să-mi iau lucru. De ce nu vrei să te măriți, domnișoară? De ce nu vrei să te însori, domnule? Șmecheră. Nesuferitule. Ei, trebuia să vorbesc așa. Trebuia, dar m-a întristat mult. Pentru ce? Pentru că acum mai mult ca oricând îmi dau seama de copilăria pe care am făcut-o ascultându-te și venind în casă. Era drumul cel mai drept. Nu te uita la ce spune mama. E destul că acum are o părere bună despre tine. Cu alți ochi mă vede acum și cu alți ochi mă va privi când o afla că ne iubim. De altfel, Radule, nu ți-am spus niciodată ca ce? Să nu te supăr. Ce? Dar am o situație așa de umilă aici, încât
De multe ori mă duc acasă și plâng. Ei, dar de ce? Radule, după ce ne-a întâmplat astăzi, cred că e mai bine să nu mai vin pe aici. Simt că nu e bine să mai vin. Gina, fii rezonabil, hai să vezi nu, că... Nu, Radule, nu. Hai să vezi că împrejurările vor fi de așa natură încât nu numai că va trebui să dispar din casă, dar va trebui să renunț la mine. Oricare vor fi împrejurările... Am să lucrez aici, că e mai multă lumină. Voi n-ați isprăvit? Ba da, mai avem o singură frază. Bine, bine, bine. Oricare, așa, oricare vor fi împrejurările, îmi dau cuvântul meu de onoare că ce am spus e purul adevăr. Și că îmi voi ține cuvântul orice s-ar întâmpla. Bravo! Foarte frumos din partea lui. Zoe, dragă, da. Eu am să dictez, da? Și te rog pe tine să mă urmărești. Da, da, da. Iar pe domnișoara Gina o rog să bată tabelurile la mașină, da? Da. Olga, dar tu ce faci acolo? Citesc, mama. Așa, bravo. Deci, Irina Sândulescu, văduvă. Exact. Văduvă, 28 de ani, 2 copii, 40 de lei. Da. Sevasta Pricop, bărbatul invalid, 30 de ani, un copil de 4 ani, 100 de lei pe lună. Pe asta mi-a recomandat-o nevasta ministrului de lucrări publice. Da, da, da. Așa, Veronica Sterescu, văduvă. Exact. Doi copii, unul de un an și o lună, altul de 5 luni. Exact, exact. Mamă! Da? Mamă, trebuie să fie o greșeală. De ce? Unul de un an și altul de 5 luni e imposibil. Ah, păi trebuie 9 luni să naști un copil. Așa, ai avut dreptate. Păi, uite cine să ne deschidă ochii. Nu mai există copii în ziua de azi. Există, mamă, dar numai cei din registrul dumneavoastră. Olga. Ceilalți au pătruns de mult toate taile. Olga, Olga, te rog, te rog, după ce te vei mărita cu bărbatul tău, vorbește cum vei vrea. O să-l omoare cu zile. Cu atât mai bine, o să rămân văduvă. Olga, tu ai nebunit, ce bine. Doamnelor din comitet, m-ați plictisit îngrozitor, așa că am onoarea să vă părăsesc. O să mergem mai departe. Picătura de lapte în plină activitate. Doamne, doamne, ce de lapte. Eu zic să ridicați ședința și să treceți în secție. Bine, bine, am ridicat-o, continuăm mâine. Domnișoara Regina, poți pleca? Mulțumesc. Nu știu dacă nu cumva domnul ministru. Nu, nu, lasă, lasă, pentru acum lasă. Bine, vă mulțumesc. La revedere. Domnule Sergiu, îți merge de minune, te invidiez. Ai o mină admirabilă. Și pentru că sunt puțin oacheș, pot spune că am o inimă de cărbune. Nu știu, unchiule, ce faci de să mergi atât de bine? Nu te sfătuiesc să faci ca mine. Lui Sergiu i-a mers bine întotdeauna pentru că n-a pus nimic la inimă. Sigur că da, n-a iubit niciodată. Sunt de părere să trecem dincolo să luăm ceai. Da. Vin numai decât și eu, 2 minute numai. Vreau să-l rog ceva pe ministru. Noi o să trecem dincolo. La ordinele dumneavoastră, doamne. Sunt foarte supărată pe tine, domnule ministru. De ce? Am trecut azi dimineață pe la minister. Află că nu s-a făcut nimic cu pădurea din Vâlcele. Draga mea, ți-am spus doar. E un lucru care trebuie să treacă prin Consiliul de Miniștri. Nu vreau să știu de niciun consiliu. Adorabilă ești, când te super. Dacă sunt adorabilă, de ce nu faci ce scel? Mai întâi... Pentru că ești gelos, da. Ce se pare că e ceva misterios între mine și cel care vrea să cumpere pădurea. Dar de ce n-aș fi cu o femeie ca tine? Când sfârșește cu geloziile, o să ne dai de gol. Ești mai rău ca un licean. Nu sunt prea stăpânit de tine ca să nu fie mereu teamă că te pierd. Ah, ești ridicol, ridicol. La noapte vin la tine. Știu. De unde? Am citit în ziare. Cum era să scrii în ziare că vin la noapte la tine? Da, uite, scria așa. Domnul Andrei Zota, ministrul agriculturii, pleacă de seară în Delta Dunării pentru a face o inspecție. Știu că de câte ori pleci în inspecție înseamnă că vii la mine. Eu trimit informația la ziar ca să risipesc bănuielile de dinții. Mai bine, mai bine să luați ceaiul aici. Da, tocmai veneam. Ați fost de dimineață la minister, da? Da, am fost. Mi-a părut rău că n-am fost acolo să mă pun la ordine dumneavoastră. Mulțumesc, ești foarte gentil. Venise pentru subvenția ce s-a acordat unei societăți. Trebuie să mă așteptăm. Ca să fiu agreabil, mă voi ocupa chiar eu de această chestiune. Vai, ce drăguț. Încă puțin rom, doamne. Radule, vezi că te cheamă mama. Ești că-i suferit, e cu băiatul tău, nu mă lași să vorbesc. Andrei, probabil că doamna nu vrea rom. Eu o nimeresc mai bine.
O picătură de lapte. E, haide, lasă-mă, ești un caragios. Nu te-am mai văzut de mult, domnule Sergiu. Eu te-am văzut ieri. Unde? La Capșan Galantar. Ca să mă vezi, nu e nevoie să treci pe acolo. Faci câțiva pași mai mult și sunt la ușa mea. Aș face prea mult sânge rău altora. Vezi, odată am cerut ceva lui Andrei și n-am reușit. Nu mă găsim de seamă că aș fi avut mai mult succes dacă cererea mea ar fi fost mai întâi înregistrată la dumneata. Te înșel amarnic. Ministrul e însurat cu o prietena mea, cu care de altfel trăiește în cea mai perfectă armonie. Bine, 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 bine. De trăit trăiește cu ea, dar de murit moare după dumneata. Te amăgești. Și ce mai nostim e că și nepotul meu, Radu, pare să te placă foarte mult. E foarte atent față de dumneata. Ai haz, domnule Dobrinzău, ești un om plin de duh. Oh, de duh? Îmi dai voi atunci să intru în constelația dumitale? Am fi Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Doamne Angelini, îmi dați voie să vă iau ceasul. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc. Mai ales că vreau să plec. Să vă aduc haina. Lasă mama, cu aduc eu. La revedere, draga mea. La revedere. Mă duc. Poftiți, doamnă. Mulțumesc, domnule Radu. Cu multă plăcere. La revedere, domnule. Să rămână. La revedere, draga. La revedere. Doamnă, dați-mi voie să vă conduc. Mulțumesc, sunteți drăguți. Radu. Sergiule, ai încercat? Dar fără succes. E, cum asta? I-ai pomenit de Viorica, fata generalului. Dar nici n-am ajuns până acolo. De la început mi-a spus că vorbim degeaba. E hotărât să nu se însoare. Păi, dar eu unde sunt? Eu cred că ceea ce îl reține, ceea ce îl face să nu vrea să ne asculte, e o legătură mai veche sau o dragoste pe care nu o mărturisește. A, o dragoste pe care nu o mărturisește trebuie să fie o dragoste de nemărturisit. Ce să spun, ești o foarte bună psihologă. E bine, asta știu eu. Dar să știi că trebuie să o aflăm. Uite-l și pe Andrei. Dragă, după cum vei fi citit și în ziare, eu de seară trebuie să plec. Am citit, că râdeam însă că te-ai răzgândit. Vai de mine, nu se poate, sunt cu cheia în buzunar. Care cheie? Cheia de la Gemantan. Andrei, eu sunt de părere să-l iei și pe Radu cu tine. Unde să le iau pe Radu? E unde te duci tu la noapte? Ce ai nebunit? Iartă-mă, dragă, dar nu se poate. Dacă vrei tu, s-ar putea. Unde dormi tu, dormi și el. N-aveți vagon special? Ba da, dar merg și cu secretarul general și nu se poate. Să știi că ar fi fost foarte bine. Uite, Andrei, aflu lucruri îngrozitoare despre Radu. Ei, lasă că mi le spui altă dată. Dragă, Radu nu vrea să se însoare. Dar foarte bine, ce nevoie avem să-l silim? Da, dar pricina pentru care refuză trebuie să fie, cum bănuiește și Sergiu, o dragoste ascunsă sau o legătură care se ascunde. Tu ce spui? Ce spui, Andrei? Dar ce ne privește? E tânăr, nu? Toți am făcut o prostie în tinerețe până ne-am însurat. Nu, de vreo legătură nu poate fi vorba, dar cu cât mă gândesc mai mult, cred eu că trebuie să iubească pe cineva. Și acel cineva nu poate fi decât Zoe. Și care Zoe? Cum care Zoe? Zoe Angelini. Și mai știi? Cum, soro, de unde-ți veni asta? A, pe mine nu mă șală nimeni, Andrei. Îl văd foarte încântat de ea, da. Într-o zi, Alexandrina Mavrea, sora lui Voina, mi-a spus: domnul Zota ține foarte mult la doamna Angelini. Și a clipit din ochi. Domnul Zota, la care ține doamna Angelini, nu poate să fie decât Radu. O firește. Dar de ce nu mai era? Adică, de ce crezi că Radu? Adică, pentru ce ți închipui? Sau cum crezi? Adică, v-a să zic că ăsta e motivul, doamne. Ce zici, Sergiule? Zic că ar putea să fie și așa. Dar nu se poate deloc. Mă împotrivesc din răsputeri. El e mai în vârstă decât el. Și dacă o iubește și ține cu orice preț, nu văd de ce nu s-ar putea. Zoe, nu e o femeie pentru Radu. Crede-mă ce spun, că știu ce spun când spun ce spun. Tu știi cine e femeia asta? Păi femeia asta e... Spune tu, Sergiule, cine e femeia asta? O femeie care are un amant. Și încă ce amant? Angelini, bărbatul ei, dacă ar trăi, ar fi primul să se împotrivească la căsătoria nevestei lui cu Radu. Bravo, Sergiule, admirabil argument. L-ai cunoscut pe Angelini? Nu, dar am auzit de el. Și eu. Un mare cartofor și-a pierdut averea la cărți. Cărți de joc, nu de citit. Da. La poker și la bacara. Avea moșie. Tu știi, Andrei, că avea moșie? Da, sigur, că, adică vag, la Râmnicu Sărat. Nu, la Teleorman. Râmnicu Sărat, Teleorman, tot aia, că sunt alături. Pentru Zoe aș fi fost în stare să pun mâna în foc. Rămâne-i ciungă. Ei, atunci e o nenorocire. E o nenorocire dacă s-ar adeveri bănuiala noastră cu Radu. Ne-a stricat, băiat. Nu, stai, să vedem dacă e așa. Trebuie mai întâi să cercetăm, nu? Da, firește că trebuie. Nu-l las nicio clipă până nu mi-o mărturise adevărul. Da, deci, parcă e de nasul lui. Da, foarte bine. Papa, dacă pleci la noapte, te rog să-mi lași dicționarul cifrat ca să citesc telegramele. Radule! Da.
Ah, văd că se petrece ceva și mă emoționează această tăcere solemnă. Radule, da? Înainte ca să... spune tu, Didino, ce aveai de spus. Da, da. Radule! E, dacă ți-agiți lornieta, trebuie să fie ceva grav. Probabil iar vreo copilărie de-a Olgăi și te alarmezi degeaba. Nu, Olga mi-a făgăduit că o să fie cu minte. Să o văd pe amăritată și să te mai văd și pe tine însurat, că pe urmă trăiesc fără grijă. Îmi dați voie să stau jos? Presim că o să fie lung și penibil. Da, mă rog, poftim. Așa. Radule, mi-a spus Sergiu că ai de gând să nu te însori. Să nu mă însor? Da. De, nu știu, dar i-am spus că mai e timp. Timpul trece și nu e bine ca un băiat să stea prea mult neînsurat. Vine vremea și vin împrejurările când azvârlim și părerea noastră în balanța voinței părintești. Nu știu, nu înțeleg. Vrei să mă însor, nu? Da. Nu mă simt destul de copt pentru însurătoare. Bravo! Va să zic că nu vrei să te însori și nu iubești pe nimeni. Ați văzut, frate, ne-am agitat degeaba. Bravo, băi! Radule, când cineva e atât de hotărât să nu se însoare cum vor părinții, înseamnă că vrea să se însoare după capul lui. Unchiule, atingi o chestiune foarte delicată. Uite, Radule, vezi, noi bănuim pe cineva și vrem să știm tot adevărul. Suntem dispuși să auzim orice. Da. Atunci, bine, dacă trebuie... Să mă ascultați până la capăt. Da. Să mă asculți și să nu mă întrerupi. Radule! Ei, nu, să nu-ți închipui cine știe ce. Vezi, sunt oameni care nu mănâncă seara acasă și atunci colindă toate birturile până găsesc unul la care se fixează. Așa e și cu femeile. Zbor de la una la alta până dai de femeia pe care o doreai și ca frumusețe, și ca fire, și ca apucături. Da, și... A cerut să nu-l întrerupe. Nu-l întrerup, dar simt că mi se răcesc picioarele. Câteodată ne iese în cale, alte ori ne ducem noi spre dânsa, călăuziți de un instinct care ne arată drumul adevărat. Da, și te-a călăuzit instinctul? Da. Da, te-a călăuzit bine? Da. Instinctul meu de mamă îmi spune că nu. Și al meu de tată așiși de ea. Ați spus că nu mă întrerup. Nu te întrerup, dar sfârșește că îmi vine rău. Da, o cunoașteți cu toții. Ce fa... O cunoaștem. Vine la noi în casă? Da, vine mereu. Ia, e Zoe. Oh, v-aș să zic că am bănuit bine. Ai umblat prin atâtea birturi și ți-ai ales un birt prost. Nu cred. E o femeie singură care... Nu e singură. Nu e singură? Știți ceva despre ea? Eu nimic. Sergiu zicea că știu. Știu că nu e o femeie care să merite un astfel de sacrificiu. A, asta mă privește pe mine. E o femeie cu care poți petrece, dar pe care nu o poți iubi. Sau o poți iubi, dar cu care nu poți petrece. Nu înțeleg. Nici eu, dar nu se poate. Da, ea ce spune? Știe că vor fi greutăți, că nu veți îngădui imediat, dar că... Din spusele ei trebuie să înțelegi că are pe cineva. Pe cine? Da. Bănuiesc, nu? Bănuim și trebuie să știi, Radule, că bănuiala e de multe ori mai crudă decât certitudinea. Dacă ai ști ce înseamnă să iubești o femeie și să bănuiești că femeia asta nu e numai a ta, că e o... Dar ce spun eu ție de asta? Nu se poate, domnule. Iată ce trebuie să reții. Nu se poate. Nu rețin nimic. Cu atât mai mult că pe lângă că o iubesc nebunește, mai sunt dator să o iau pentru că copilul este al meu. Da. Cum, Zoia Angelini are un copil cu tine? Zoia Angelini? Dar cine va vorbi de Zoia Angelini? Tu, de o jumătate de oră ne vorbești de ea. Să mă iertați, vi s-a părut. Cum nu e dânsa? Bravo, Radule, dar de ce n-ai spus de la început, domnule? Păi ne-ai spus de cineva care vine la noi în casă. Da, vine. Ai ajutat-o de multe ori și te iubește nu pentru că ești mama mea, dar pentru că ești ca mama ei. Cum n-are mamă? Radule, Dac... La grafa! Ah, vine rău! Bravo! Divino, vino ce fire! Ah. Ești ce? Uite că-i dat la grafa, domnule! La toate mă așteptam, dar la asta nu! De ce să-i faci, dragă? Se întâmplă! Bine că nu e Zoe. Uite, tata e mai îngăduitor. Va să zic că mizerabilul care a sedus-o... Sunt eu! Iar copilul acela... Căruia i-ai trimis scutece și un leagăn și scufiță, e al meu! Radule, taci că m-ai omorât! Divino. Să nu îndrăznească să-mi calce pragul, nu vreau să mai văd prin casă! Bine, am să-i spun să nu mai vine. Asta, dar nici tu să nu te duci după dânsa. Mamă, liniștește-te. Radule, du-te sus la tine, lasă că se liniștește. Oh, eu știu ce ne rămâne de făcut. Să-i dăm 50-60 de mii de lei. Pe an? Nu, o dată pentru totdeauna. O să va găsi un funcționar de la minister care să o ia și să recunoască copilul. Nici că se putea mai bună pleașcă. Zestre și copilul gata. Nu glumi, Sergiule, nu glumi, te rog că mă scoți din sărite. Eu zic să lăsați lucrurile așa. Cu cât veți insista, cu atât va fi mai greu. Nu. Românul are o vorbă. Cui pe cui se scoate. Cum adic? Radu nu se desparte de asta până nu găsi pe altă care să o locuiască. Sau știți ce? Ce? Să-l trimitem în străinătate pentru câteva luni. Îi fac eu rost de o bursă, așa că pleacă și pe banii statului. Să știi, Andrei, ideea ta e cea mai bună. Da, să-l trimitem în străinătate. Da. Acolo să uite și scăpăm de toată încurcătura. Foarte bine. Ascultă, Andrei, da. Andrei,
te duci chiar acum sus la Radu și îi spui că așa am hotărât și nu încape nicio discuție. Da. Iar dactilografii să-i spui că o să avem grijă de dânsa, dar din momentul acesta n-are voie să-l mai vadă. Bine, bine, mă duc la Radu. Stai, mă duc, dar... Ce? Cu ea, n-ai vrea mai bine să vorbești tu, scumpă? Nu, eu nu pot să mai văd în ochi. Vorbește-i tu, ai altă autoritate, ești ministru și e funcționarea ta. Dar nu pot, nu se poate, e foarte penibil, trebuie să vină și ea dintr-o clipă în alta. Am rugat-o să-mi aducă și o lucrare. Dar stai, locul omule, ce te agiți atâta, e? Pentru că întârzi, plec de seară și scap trenul. Lasă, că trenul ăla te așteaptă. N-așteaptă, zău Sergiu, odată a plecat chiar mai devreme. Adevărat, are haz. Din atâtea trenuri care vin cu întârziere, e și câte unul care pleacă mai devreme, ca să se compenseze. Mai știi, Andrei. Eu mă duc sus la Radu. N-am idee cât de penibilă mie. Sergiule, ce să-i faci, nu? Când e dragoste la mijloc. Da, ce să-i faci? Asta e pretutindeni, nu? Și la orice vârstă. Ai dreptate, domne, la orice vârstă. Discuția avută cu ai mei, care vor cu orice preț să mă însoare, am fost nevoit să le mărturisesc legătura noastră și taina copilului. Și? Și s-a întâmplat ceea ce era fatal să se întâmple. Consiliul de familie și hotărâri supreme. Mi le închipui. Mai întâi, bineînțeles, s-au cerut ca tu să nu mai vii în casă. Firește. Și pe mine vor să mă trimite în străinătate. Își închipui că prin alte locuri, în altă lume, îmi va fi ușor să te uit. Și pleci? Tu ce mă sfătuiești să fac? Doamne Radule, eu zic să faci cum vrei, cum te povățuiește inima. M-am gândit, am socotit în tot felul și cred că spre binele nostru e mai potrivit să plec. Bine, pleacă. O să ne scriem și peste 15 zile, o lună, mă întorc. Le voi spune că planul nu le-a folosit la nimic, că m-am supus hotărârii lor tocmai ca să le dovedească contrariul și că dacă nu mă lasă să te iau, plec din casă și fac ceea ce sunt dator să fac. Eu n-am să te uit niciodată, orice s-ar întâmpla. Nici eu, Gina. S-a sfârșit. Nu, simt că s-a sfârșit. Drumurile noastre s-au întâlnit o clipă. Am crezut că se vor contopi ca să mergem înainte împreună, mai departe. Gina. Dar n-a fost decât o încrucișare. Acum ne ducem fiecare încotro ne-a fost scris. Gina. Radule, te aștept. Da, vin numai decât mama. Domnișoară, Gina. Domnule Dobrin, e deprisos să mai vorbim, mi-a spus Radu. Domnișoare, dacă ți-a spus Radu, atunci îmi va fi mai ușor să-ți vorbesc pe șleau, fără înconjur și fără menajament. Da, știu. Mai ales fără menajamente. Dar e deprisos. N-am să mai vin. Îmi dau seama că nu mai pot călca în casa părinților lui Radu, așa că... O fată inteligentă trebuie să se gândească că o astfel de legătură nu poate avea un temei serios. Da, m-am gândit. Dar prea târziu. Bineînțeles, familia îți va face o situație. Ești tânăr, ești frumoasă. Odată cu plecarea lui Radu, dumneata trăiei libertatea și probabil că vei găsi să te măriți. Niciodată. Și ai un copil, știm. Radu a mărturisit că e al lui. Trebuie să te sacrifici pentru copil. Ești nevoită să-l crești, nu? Același sacrificiu se impune și mamei și tatălui. În căsătorii legitime, dacă nu împrejurări ca astea. Sigur, copilul rămâne mamei. Nu, copilul nu-ți rămâne o povară. Peste câtva timp se va găsi cineva să-l recunoască și domnule Dobrin, numele. Domnule Dobrin, asculte câteva minute ce-mi spune și mi se pare că visez. Trebuie să știți că nu eu i-am ținut calea, ci el mie. Nu-i fac din asta o vină. L-am iubit și eu. Am fost o fată cinstită. Și trebuie să știți că ființele cinstite fac de multe ori greșeli mai de neiertat ca celelalte. Ce ți-ai închipuit, dumneata? Nimic. Am crezut cum cred și acum, cum simt și acum, că mă iubește cum îl iubesc eu. Cum ne iubim. Hai, puțin curaj, mai multă minte și mai mult discernământ. Tot mie îmi cere ce asta, domnule Dobrin. N-ai pe nimeni? N-ai familie? Nu, n-am decât o mătușă. Locuiești singură? Nu. Unde stai?
Stau cu mătușa. Și mătușa dumitale cu cine stă? Stă cu mine. Și amândouă unde stați? Stă împreună. Și ca să pot completa informațiile ce mi le cereți, sunt nevoită să adaug că nu primesc pe nimeni și că la mine nu vine decât Radu. Eu nu înțeleg un lucru. Ce socoteală ți-ai făcut dumneata? Vezi bine că pe Radu nu poți să-l iei. De măritat cu altcineva nu vrei, de trăit mai departe cu el nu se poate, pentru că dacă nu azi, mâine, tot o să se însoare, nu? Nu. Eu cred că Radu n-are să mă lase niciodată. În loc să te lase el mai târziu, lasă-l dumneata acum. Te așteaptă o viață de vis și de lux. Nu știu ce e lux. Pentru că nu-l ai. Dumitale, îți trebuie un om bogat care să-ți cumpere bijuterii, case, automobil, să te ducă în străinătate. Nu vrei? Nu. Îl iubesc atât de mult pe Radu, încât mi se pare că păcătuiesc față de el numai ascultând ce-mi povestiți. Sunt încă atât de iurită de tot ce se petrece și am primit lovitura asta așa pe neașteptate încât... Dumneavoastră nu pricepeți nimic, domnule Dobrin. Domnișoară. Mi-ați vorbit cum nu merit să mi se vorbească. Înțeleg să-mi spuneți că am făcut rău, că nu trebuie să mă gândesc la el, că nu trebuie să mai vin pe aici. Dar nu înțeleg să fiți necuvincios față de mine, pentru că încă o dată, nu eu i-am aținut calea. Nu știu, poate că nici el mie. Nu știu cum s-a întâmplat, nu știu cum s-a făcut. Dar am venit unul spre celălalt așa, ca și cum așa trebuia să fie. Și pe urmă căsuța mea modestă cu odăițele albe, în care trăisem până atunci ca o fată cu minte, îmi părea alta. Îmi frumusețea dragostea noastră. Era frig. Am pus să se facă foc în sobă, am stins lampa și ne-am așezat să ne uităm cum arde focul. Ne lipisem unul de altul. Afară era strada pustie și în casă era atâta liniște. Și era atât de bine. Cât îți venea să plângi. Domnișoare, îmi vorbești foarte ciudat. N-am mai auzit vorbindu-se. Vorbești... Domnule Dobrin, n-am vrut să... În fața unei astfel de situații, când știu că și el te-a apărat cum văd că ți se cuvine să fie apărată, mi se pare că e nedrept ce se înfăptuiește și socotesc că e de datoria mea să-ți întind o mână de ajutor. Domnule Dobrin... Nu plânge. Dar încep să văd că m-am înșelat. Niciodată în viața mea n-am regretat că acum ușurința cu care am azvârlit cuvintele și... Nu pot să răscumpăr greșeala decât asigurându-te de tot sprijinul meu. Spuneai că nu ai pe nimeni, că nu l-ai decât pe Radu. Ei bine, de azi înainte vom fi doi care să ne îngrijim de dumneata. Sunt fericiți bărbații care au norocul să găsească o astfel de femeie. Domnule Dobrin, vă mulțumesc din nou. Și acum? Acum trebuie să ai răbdare. M-ai convins pe mine, dar nu i-ai convins încă pe ei. Cu vremea însă v-am izbuti. Dar dacă pleacă? Lasă-mi să plece. Pe aici nu mai pot să vii. Te sfătuiesc să pleci din minister. Da. Mă voi ocupa eu de dumneata ca să-mi îngrijesc nepoțelul. Nepoțelul meu? Cum îl cheamă? Ca pe tatăl său, Radu. În casă noi spunem Mărgeluș. Bine, foarte bine. Acum du-te acasă și așteaptă-mă. Da, voi veni chiar mâine să fac cunoștință cu... domnul Mărgeluș. Ascultă-ne, Ștefane! Da, curaj! Nu lăsa câinii să intre în zardavat, că rămâne în plămâni la iarnă. Așa, și închide și poarta. Am înțeles. Ilinca! Pune condiții să vină la cafea. Mai chemați-mă, mai chemați. Da, Gina. E prea mult soare în curte și nu e bine pentru Mărgeluș. Dă-l mai bine sus, pe terasă. Da, mă duc. Altfel, îi scriu lui taică-su în Elveția. Ha, 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 ha
Unchiule, da? Ai avut dreptate cu pușca asta. Țeava e bună, dar cocoșul lasă de dorit. Tragi și câteodată nu ia foc. Se vede că cocoșul ăsta e clapon. Mai știi? Da, unde-i Gina? E pe afară cu puii, cu caprele, cu copilul. I-am spus să vină sus. Poșta? Nu, no, e prea devreme. Peste o jumătate de ceas ne aduce Costa. Sunt curios să văd gazetele. Oricum se pare că guvernul s-a temut de ceva, de s-a remaniat tocmai acum. Probabil. E, acum, că suntem numai între noi, bietul taicătu, e un om cum se cade, dar nu o făcea de minister. Andrei trebuie să fie bucuros că a scăpat. În schimb, viața divină trebuie să fie fiartă. Copiii amândoi plecați. Ea nu mai e ministreasă. De ta, mamă, trebuie să fie tare necăjită. Mai ales că nu primește niciun rând de la tine. O, a făcut o orientală, cum n-ați mai putea. Unde ai dus copilul? Departe pe terasă, ca să nu-l deștepte cineva. Bine. Poftiți la cafea, da? Te uite ce smântână, Radul, ia puțin să vezi. Cu puțin lapte, așa, mersi. Servește, domnule, mă rog. Am citit în carte că toți copiii până la un an... Nu, să nu creșteți copilul după carte, că o să-i merge rău. După masă, pe la trei, eu zic să mergem la vie, nu? Dar când o ploua, mergem. Bine. A, dar atunci nu poate, că e nelumința. Da. Ce fericiți sunteți copiii și ce mulțumiți sunt eu de mulțumirea voastră. Uite, când vă văd așa pe amândoi, parcă... regret că nu mi-am făcut și eu un rost pe lume. Ce bine e să știi că ai lângă tine un suflet care te acoperă cu dragostea lui. Când pleci, ești departe, e bine să știi că undeva e o ființă. Că sunt două ființe care te doresc, care te așteaptă. Dar ți-ai făcut acum rostul pe care îl regretai. Nu e un suflet, sunt trei suflete care te doresc, care te așteaptă. Ești mulțumită de mine? Mai încape vorba. M-am ținut de făgăduială, nu? Ți-am spus să ai puțină răbdare. Va veni și ziua când Radu se va duce acasă să spună: iată, m-am întors cu aceleași gânduri și aceleași hotărâri. Bună ziua, mă bucăiesc la telefon. Pe mine? Da, vă cheamă Gara. Gara? Ah, probabil că au venit vagoanele la încărcat. Mă iertați o secundă. Da, mai punem puțin pe imagine. Mai mersi. Sora mea Olga trebuie să fie acum în Italia. Oh, să nu-i dea în gând să meargă în Elveția ca să te întâlnească. N-avea grijă, nu e Olga din alea care să-și caute rude. O să plouă. Nu se știe. Și ieri s-a norat și pe urmă s-a făcut să nimeni. Copii, o surpriză neașteptată. Vine Didina. Mama. Da. O fi aflat că suntem aici și vine să mă vorbim. Nu, cred. Trebuie să se fi întâmplat ceva. Mama e așa pe neașteptate? Nu înțeleg ce poate să fie. Vin la telefon și aud glasul ei. Noroc că e trăsură la gara. O trimisesem să ia niște pachete. La gara? Da. Bine, dar atunci trebuie să și sosesc. Mi-a spus, Sergiule, am sosit acum, vin la tine, sunt amărâtă rău. Să nu se fi întâmplat ceva, tati. Sau poate Olga. Nu vă alarmați degeaba. Nu e nevoie să știe că sunteți aici. Pentru moment, luați copilul și treceți dincolo. Da, sigur, hai să vedem. Dacă vrea să stea, luați trăsura și vă duceți câteva zile la vie. Da, treceți dincolo mai repede, hai. Ștefane, vezi când o veni sora mea, să nu spui nimic despre cine e aici. Vreau să-i fac o surpriză. Spune și la ceilalți. Am înțeles, sora. Da. Uite că a și sosit. Du-te, Ștefane. Bine, dar ce s-a întâmplat, da, dragă? Sergiule, dragă, vezi că e ceva foarte grav dacă m-am hotărât să vin așa la tine fără veste. Uite, am adus și feciorul ca să nu vin singură, dar mă gândeam că poate ești la vie. Da, bine, hai să urcăm. Haide, dragă, ia loc, o cafea, da, un ceai, nu? Nu, dragă, nimic. Ieri toată ziua n-am mâncat nimic, Sergiule, numai la tine puteam să vin să-mi vărs focul. Dragă, nu te ascult. Stai să vezi, după ce a plecat Radu din București și m-am mai liniștit puțin, a început din nou să mă roadă bănuiala cu Zoe Angelini când mi se părea că Radu i-a morezat de ea. Într-o seară, Andrei îmi spune că pleacă să inspecteze iar niște pescării. În fine, îl lasă plece și după un sfert de oră dau telefon la gară. Șeful Gărin spune că în gară nici urmă de ministru. Dar cum se poate, domnule, pleacă astă seară? Nu mi s-a anunțat nimic și la tren n-am atașat niciun vagon ministerial. Îți închipui, dragă Sergiule, în ce stare mă găseam. Așa, a treia zi, Andrei se întoarce. Și ce ți-a spus? Ce să-mi spună? Că sunt o proastă. Sigur că pleacă întotdeauna fără să se știe, ca să poată să-și surprindă funcționarii. În sfârșit,
sfârșit a dat Dumnezeu de a pleca din minister. Și ți-a părut bine? Vai de mine, bine că s-a sfârșit ministerul ăsta. Mi-a adus toate nenorocirile. Prin el am făcut cunoștința lui Zoe. De acolo am luat-o pe dactilografă. Și tot din pricina ministerului am dat-o pe Olga după Dragnea. Cum, Olga? Ah, stai să-ți povestesc cu Olga. Nu, întâi îi sprevește cu Andrei. Da, hai dreptate, așa. Zic să vedem, domnule Andrei, acum când nu mai ești ministru, la ce inspecție te mai duci? Ce să vezi, dragă, Serciule, mă pomenesc că reînvie în el vechea lui patimă de vânătoare. Într-o seară, în momentul plecării, îl văd căutând ca un nebun o cheie. Ce cheie, Andrei? Cheia de la Geamantan. Căuta un iale. După ce se întoarce, iau cheia și mă duc la Zoe. Încerc la ușa de intrare, nu se potrivea. Încerc la terasă și se potrivește. Da, nu e un indiciu. Stai să vezi, dragă Sergiule. Iar seară îl văd iar că se pregătește de plecare. Mă rog, îl las să plece și mă duc pe stradă în dreptul casei ei. Peste un sfert de oră apare domnul Andrei în cizme și cu pușca la spinare. Bineînțeles că s-a întors acasă. Eu am petrecut o noapte îngrozitoare și cu primul tren am venit la tine. Ei, și acum? Nu pot să-l mai văd. Nu, hai să poți. Sigur că regretă și regretul lui va fi de ajuns ca să uiți. Dacă ai avea copii lângă tine, măcar pe unul, te asigur că ai fi mai liniștită, nu? Să știi, de multe ori m-am gândit la asta. Radu, de când a plecat, nu mi-a scris un rând, iar Olga scrie că vrea să se despartă. Îmi pare rău. Mă așteptam de la copii să am o mulțumire. Și văd un copil de-al lor, mereu în supărarea mea simțeam nevoia unei înduieșări, două brațe de copil să mă lănțuie gâtul și râsul lui să mă suce lacrimile. De multe ori m-am gândit să văd copilul lui Radu, dar mi-era frică să nu mă prindă dragostea de el și plecarea lui Radu să nu fi folosit la nimic. Trebuie să te lași influențată de prima pornire. Nu, ar fi fost rău. Gândește-te că la urma urmei e copilul lui Radu și orice ai face, rămâi totuși bunica lui. Nu e așa. Vezi că ți se umezesc coșii. Hai, lasă-mă. Română! Am adus porta. Bună, Moș Costache, mulțumesc, pune-o acolo. E jurnalele și o scrisoare pentru doamna Zotea. Pentru mine? Nu pentru dumneavoastră. Dar pentru doamna Zotea. Dar eu sunt doamna Zota. Ei, dar de unde? Conița Zota e conița noastră. O coniță frumoasă și tânără ca o domnișoară. Bine, Moș Costache, lasă-ne aici și du-te. Uite că m-am dus, să rămână. Da, să trăiești. Sergiule, dragă, ce este asta? Ce să fie? Nimic. Pe cine e persoana care se dă drept mine? Pe cine e? Didino, dragă, când ai avut pretenția să te ocupi de 280 de copii ai altora, de ce n-aș avea dreptul și eu să mă ocup de unul singur care e ca și al meu? Bine, Sergiule, dar era vorba... Era, dar s-au schimbat mult. Într-o seară, în ajunul plecării lui Radu, m-am dus la ea să-i văd copilul. Da. Am intrat în casă. Radu era acolo și... Uh-huh. Când am văzut copilul atât de drăguț și de nevinovat, gungurind, între maică-sa și taică-sa, îți mărturisesc că m-a impresionat. Odăițele albe, curate, orânduite cu gustul care indică o femeie puțin banală, fata aceea care plângea bănuind în ultimele ceasuri care le mai trăia cu iubitul ei că vor fi și cele din urmă. Radu, care se despărțea neînchipuit de greu de copilul lui și de femeia pe care o iubea. Și atunci, bine, nu știu cum... Și m-am gândit că facem aceeași crimă ca a copiilor fără suflet, care distrug primăvara cuiburile rândunelelor. Și uite, am luat copilul la mine să-l cresc eu. Și Radu? Radu? Radu a plecat. Vai, Sergiule, dacă știam, nu mai veneam. Dar nu e neapărat de nevoie să-l vezi. Dar nici nu vreau să-l văd. În orice caz, între doamna Angelini, care caută să strice o căsnicie veche, de ce am oropsit copilul femeii care a rămas cinstită? Și al cărui singur păcate că îl iubește pe Radu. Spune-mi, e blond cum era Radu când era mic? Radu întreg. E voi mic, sănătos? La București se anemiase, dar aici la țară merge bine. Mă, calar, mamă! Sergiule, adu-mi-l să-l văd! Mi s-a făcut un dor de Radu, adu-mi-l, dar numai pe el. Așteaptă cu bine. Aștept. Hai, vină repede, te rog. Hai. Dă-mi voie să-ți prezint... pe domnul Mărgeluș. Mămiță dragă, răducul meu, doarme-n cerașul pasă în multe ochi. Băi, îmi pare bine că nu seamănă cu maică-sa. Are și ceva din ea. Angolo, nu, e Radu. Băi, mi se pare că trăiesc atâția ani în urmă. Nu aveam încă pe Olga și Radu ridica toată casa în sus, ingratu. Acum m-a uitat. Tu-i înveli bine, Sergiule. Tu știi că la vârsta asta e de ajuns un curent.
tot și spui tu că n-ai primit nimic de la Radu? Nimic? Da, știu că e bine și că e fericit. Dar de unde știi? E, am și eu mijloacele mele de corespondență. A, poate să zic că tot ți-a scris. Și nouă niciun rând. Tu e sănătos și spune, arată-mi scrisa mea. Nu-mi scrie că e foarte nenorocit, că aerul nu-i priește, nu-i că priește. Dorul de țară și de-a lui îi seacă suflet. Mă roade să-i îngrijesc copilul și îi pare bine că încercarea la care l-ați supus l-a făcut să vadă și mai mult cât o iubește pe Gina. Se întoarce în curând ca să o ia. Uite-l că s-a și întors. Mamă! Eram aproape de tine când te-am văzut. Îmi venea să-ți ies în cale. Cum fugeam sâmbătă când mă luai de la școală. Radule, acum du-te sus în Elveția. Cheamă și pe Gina să stea cu tine. Sergiul, i-ai luat la tine și ai făcut rău. Trebuia să-l lași să plece. Dacă pleca, ar fi uitat. Tocmai ca să nu uite, nu l-am lăsat să plece. E, nu înțeleg. Hai să înțelegi când vei fi mai liniștită. Asta vede că e ziua surprizelor. Încă un zafir. A venit Andrei. A, nu, asta e prea mult. Prea mult într-o singură zi. Ce vrei, nu poți să-l dau afară. Hai, treci tu dincolo sau du-te la Radu în Elveția. Eu trec dincolo. Stai, stai, eu și copilul. Clar, mama, te scuze. Fii atent. Da. E aici. Păi să zic că știe tot, bună ziua. Bună ziua, adică Didina știe tot abia acum că eu știam totul mai de mult. Bună ziua. Ce faci? Amărât. Dragă, ce vrei? O nenorocire. Am rupt-o definitiv. De altfel, de când am ieșit din guvern, m-am lămurit ce-a fost cu Zoe. Vorbește-i tu, Didine, explică-i. O să încerc. Dar unde e? E cu Radu, cu Gina și cu copilul. Ce-i nebunit? Sau, mă rog, cu copilul, cu Gina și cu Radu. Și acum cu Radu, nu înțeleg nimic. Multe nu înțelegi, cu toate astea tot ai să le înțelegi. Ascultă, Sergiu, păi Radu nu e în Elveția? A fost și s-a isprăvit. Și Didina ce spune? Ei, ce spune? Ca să curmăm orice discuție, mai bine să vin și eu, așa. Sunt în casa fratelui meu, în care nu mai ai ce căuta. Orice intervenție a lui este deprisos. Da. Mai bine rămân singură decât să te mai văd în ochi. Așa cred și eu. Cum? Doamne, ce se petrece în casa asta e mai mult decât o batjocură. E o sinistră comedie. Fără să știu ceva, în spatele meu, ca niște hoți, ați pus la cale un lucru pe care știați bine că nu-l admit. Andrei! Ce lucru? Nu între înțeleg. Noi doi poate să se întâmple orice, n-are importanță, dar nu pot lăsa pe fiul meu să se nenorocească ajutat de tine, care ai fost complice. Asta e prea mult. Ca să împiedic un lucru care îmi dezonora familia. Ce vorbești? Îți dezonora da, familia? Am trimis pe fiul meu în exil, l-am trimis în Elveția. Elveția, țara regilor exilați. Da, și de conivență cu fratele numitare l-ați adus aici. Ca să vă bateți joc de mine. Andrei. De mine, care am o viață de corectitudine exemplară. Da, am tăria să spun. Mica mea aventură galantă, cu care s-au întâlnit și alți oameni înaintați la vârstă mare, pardon, oameni mari la vârstă înaintată, nu se potrivește cu ce ați spus voi la cale. Am post, nu mai sunt. Pe Olga m-ați silit să o dau lui Dragnea. Ați văzut ce bine a nimerit-o. Pe Radul lăsați să iau dactilografă. Nu se poate! Pun piciorul în plac și votez contra! Dar cum poți măcar bănui că știam de rămânerea lui Radu în țară? Mai mult chiar! Veneai să-l vezi? Nu e adevărat! Am venit din pricina dumitale! Mofturi! Carmă, ce mofturi? Nu-ți dau voie să mă bănuiești! Nici eu nu-ți dau voie și cu toate astea m-ai bărit! Îți jur că n-am știut nimic! Nu-mi pasă de domnul Radu, nu-mi pasă de mișoala aia, nu-mi pasă de copilul dumnealor! Afară, afară! Copil! N-ai dreptul să gonești copilul! Copilul e al nostru! Copilul e al lor și eu nu sunt ai mei! Ba, sunt ai noștri! Sunt ai dumitale, ai mei nu, mă împotrivesc! Nu știu ce a spus la cale, dar am venit la timp să știu tot! N-ar că mi-a stricat monoclul. Dacă Radu n-a putut să plece, e o dovadă că trebuia să rămână. E bine, să rămână. M-am săturat cu singurătatea. Un copil încolo, altul încoace. Am nevoie de copii. Care să mă mângâie și îi primesc oricum, numai să-i știu lângă mine. În asemenea împrejurări cum îi primești dumneata, nu dau voie. Asta e voința mea. Eu rămân aici cu ei. Dumneata, fă ce-ți place. Dumneata? Dumneata trebuie să vii cu mine. Și atunci îi iau și pe ei. Nu înțeleg. Didino, nu vezi că am glumit? Ca să te împac, mă împotriveam. Dar puteam mai să ne împotrivim când nu putem face altfel de cum trebuie să facem. E, haide, Didino, să ne iertăm și să iertăm. Mă gândesc și eu că nu o fi fata asta tocmai așa de rea dacă și Sergiu, care e cel mai umblat din familie, s-a gândit la fel. L-ai văzut ce drăguț e? Sergiu, foarte drăguț. Nu, frate.
copilul. Ah, nu, știu, să-l văd. Stai să ți-l aduc. Ia. Uite-l ce scump e. Niciodată nu m-am simțit mai mare ca acum când sunt tată mare. Hai, ia-l în brațe. Nu, că doarme și poate e ud ce vrei să... Iezure mic, ochii lui Radule, uite Radule. Auzi, dar câți ani are? E, câți ani are? Trebuie să aibă 9 luni. 9 luni? Cum, nu-i mai mare? De când aud vorbindu-se de el? E, Andrei, n-are încă vârsta când începe omul să-și o ascundă și pe urmă e băiat. Numai femeia la o anumită vârstă taie de la ea ca să adauge la celelalte. Ah, uite și pe Gina. Ce faci? Bună ziua, domnișoară, să-ți trăiască. Vă mulțumesc. Vino și tu, Radule. Să vă trăiască, Radule. Bă, e mare și voi mic și bravo, bravo. Auzi, recunoaște pe taicăsu. Firește. Mai rămâne ca taicăsu să-l recunoască pe el. Eu cred că dacă n-am putut face altfel, înseamnă că ăsta e norocul lui Radu și prin urmare... Bravo, divin. Domnule, eu nu mă opun, domnule. Aș fi vrut să faci pata. M-a trimis șoferul să întreb dacă poate gara mașina. Care șofer? Șoferul domnul ministru. Care domnul ministru? Lui Conașu. Ți-am mai spus să nu mai zici domnul ministru, să zici Conașu. Acum nu mai e ministru. Îmi pare rău. De-abia mă obișnuisem. Ați ascultat Mărgeluș, comedie de Ade Hertz, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea. Andrei Zota, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Doamna Zota, Carmen Stănescu, artistă emerită. Radu, George Paul Avram. Olga, Doina Șerban. Sergiu Dobrin, Ion Lucian, artist emerit.